Sunt elev. Domn profesor e astăzi la sala de consiliu, e la cancelarie și verifică lucrări de control. Cred că vă imaginați și noastră cu ușurință că el trebuie să scrie cu cerneală roșie. Asta e cerneala rezervată de tradiție profesorilor. Ați scăpat astăzi. Nu vine domn profesor, pe semne că nu o să primiți astăzi lucrarea de control, dar vedem cu temele până la finalul turului. Dacă dumneavoastră stați în bănci, iar eu sunt elev al școlii, înseamnă că suntem colegi. De astăzi, la prima școală românească, vă puteți baza pe prezența unui coleg mai mare sau mai mic, după că ați dispus să stea de vorbă cu dumneavoastră. Eu sunt Ioan și o să încerc să fiu mereu un coleg de treabă, ca în măsura posibilităților, împreună, stând de vorbă, să putem găsi răspunsuri mereu în acord cu întrebările dumneavoastră referitoare la locul și rolul românilor în mai largul context european în care ne desfășurăm. Aici este Casa Limbii Române. Aici, în clădirea în care ne aflăm, au fost tipărite primele cărți în limba română de către diaconul Coresi. Aici, în clădirea în care ne aflăm, au fost scrise primele trei cărți de gramatică ale limbii române. Aici, Nicolae Iorga a descoperit cel mai vechi document în care limba română este scrisă cu litere latine, în anul 1724. Mai mult decât atât, aici este și casa imnului național. Imnul Deșteaptă-te Române a răsunat aici prima dată, în luna mai a anului 1848, fiind cântat de unul dintre cei mai talentați elevi ai lui Anton Pan, de Gheorghe Ucenescu. Și probabil că deja știți despre imnul național că este o variantă cântată a unei poezii. Cunoașterea imnului național și respectul față de acesta sunt reglementate de Constituție. Noi sperăm ca fiecare dintre colegii noștri să poată intra în legalitate în urma acestei introduceri în atmosferă. Oare despre ce poezie credeți că o putea fi vorba? Cine a scris-o? Cum se numește? Câte strofe are? Sau cine i-o fi putut compune muzica, linia melodică? Legea învățământului spune că fiecare zi de școală din învățământul public sau privat, primar, gimnazial, liceal sau chiar universitar, trebuie să înceapă cu intonarea imnului. La prima școală românească încercăm să respectăm legea învățământului, măcar în parțialitatea sa. Noi nu cântăm niciodată la începutul orelor, cum prevede legea învățământului, ci la final, la etaj, în sala dedicată imnului. O să cântăm astăzi împreună patru strofe din imn, ca nu cumva vreun dintre colegii noștri, în general cei mai micuți, să nu se rușineze că nu cunoaște până la vârsta asta aspecte legate de imnul național al țării sale. Noi avem pregătite fițuici, copiuțe cu varianta completă a poeziei Un răsunet, scrisă de Andrei Mureșan, o poezie care are 11 strofe, toate de foarte mare actualitate. Prezența dumneavoastră e foarte importantă pentru noi. O școală fără elevi nu este o școală, o biserică fără credincioși nu este o biserică. Nu zidurile fac școala să fie școală și biserica biserică, ci prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Deși mândria este un păcat chiar dintre cele mai grave, fiți mândri astăzi. Prima școală românească este o școală adevărată, nu pentru zidurile de la 1495, nici pentru titlurile academice reale sau fictive înșirate înaintea numelui unui profesor al școlii, ci pentru prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Sala de clasă în care ne aflăm este un decor ce ne introduce în atmosfera unei răsadnițe. Despre profesori, Constantin Noica spunea că sunt ca ploaia de toamnă. Ploaia de toamnă, măruntă, germinează semințele, dar ploaia de toamnă nu știe nimic despre culesuri. Într-un astfel de decor, oameni dedicați, cum se vede că este și domnul profesor care v-a adus astăzi la școală, plantează în sufletele colegilor noștri mai mici niște semințe. Dar roadele nu se văd acum. Roadele sunt apucăturile frumoase, manifestările frumoase ale colegilor noștri mai mici, deveniți adulți. Aceste
manifestări, apucături, trebuie cultivate, adică udate, săpate, plivite, îngrijite cu cea mai mare atenție. Cultura este un proces, nu o bucățică de informație, al domnul profesor este grădinarul dumneavoastră. Bine ați venit la Casa Limbii Române, Casa Imnului Național. Nu cred că greșesc deloc zicând bine ați venit acasă. Ați scăpat deocamdată de lucrare de control. Este pauză acum, dar vedem cu temele până la finalul turului. Este pauză, mergem spre sala tiparnicei diaconului Coresi. Este pauză. Anul 1438, Gutenberg la Mainz inventează o metodă revoluționară de tipărire, o metodă ce a schimbat felul și paradigma de învățare și comunicare a întregii lumi în care trăim. Așa cum sugerează numele metodei, litere mobile, adică pe care să le poți muta. Erau culese, așezate pe un suport în oglindă, adică de la dreapta la stânga. Prinse între ele, prin piese metalice de tipul acesta, mai multe litere formează cuvinte și mai multe cuvinte formează propoziții sau linii de text, începând cu Biblia lui Luther, prima carte tipărită cu metoda Gutenberg. 31 de linii de text formează o matriță, adică o ștampilă metalică supradimensionată, turnată în plumb, în oglindă, adică de la dreapta la stânga. Diaconul Coresi tipărește 39 de cărți de câte 800 de pagini fiecare, 32.400 de pagini, 32.400 de ștampile pe rând. Fiecare dintre cele 32.400 de ștampile erau așezate în masa de tipărire așa. În astfel de vase, de recipienți, diaconul Coresi amesteca de cu seară cărbuni, uleiuri și diverse extracte vegetale, făcându-se o pastă ca o zmoală. Ce era turnată pe masa de piatră era tratată ca un aluat de pizza întinsă foarte bine cu acest rulou de piele și transferată apoi cu ajutorul acestuia pe toate literele deodată. Literele erau măzgălite, mânjite, acoperite deodată toate cu cerneală. Apoi, cu foarte mare grijă, era așezată suprafața de hârtie. Hârtia era pe vremuri un material foarte scump, așa că avea nevoie de o protecție ca literele metalice și ascuțite să nu perforeze hârtia. Ce credeți că se folosea drept protecție? Este o întrebare. Cărțile sunt considerate ființe, persoane, e așadar firesc să fie protejate la fel ca trupurile. O bucată de piele, apoi o greutate, o foarte mare greutate de lemn pentru o presare uniformă întregii suprafețe, mașinăria era apoi sigilată, apoi pusă la presat, se strângea acest șurub și se aștepta câteva momente ca literele să se lipească foarte bine de hârtie. Acum s-a tipărit o pagină, vrei să tipărești alta, trebuia să o iei de la capăt. 39 de ani din vârsta de adult își cheltuie și consumă diaconul Coresi pentru a tipări primele cărți într-o limbă ce se pare că nu era limba lui maternă. Căci după cum îi sună numele, diaconul Coresi era ori grec, ori italian. Nu este singurul exemplu de mari români aduși în atenție de muzeul nostru fără să fi fost român de origine. Anton Pan, Antonie Panteleon Petroveanu, cel mai mare culegător de folclor român, era bulgar. Diaconul Coresi, primul tipograf român grec sau italian, Antimi Vireanu. Editor al primei Biblii românești era georgian, Ivir Georgia. Sfântul Andrei Șaguna, a român din zona Moscopolelor Albaniei, născut la Mișcolț în Ungaria, iar întreaga familie regală a României, parte britanici, parte germanici. Se poate învăța românismul într-o școală, dar nu într-o școală cu băncuțe, de frica unui băț a Sfântului Nicolae, cum probabil v-ați fi așteptat să încep să fac o demonstrație de educație academic ortodox românească.
Românismul se poate învăța într-o școală ca o mișcare culturală, ca un mod de a fi. Vizita și revenirea la muzeul nostru vă dă mereu posibilitatea să meditați asupra modului de a fi românesc. Aici nu suntem în Brașov. Brașovul a fost de-a lungul secolelor un oraș săsesc, înconjurat de ziduri de apărare, 32 de turnuri, 8 bastioane și probabil unul dintre cele mai bine fortificate orașe din Transilvania. Aici suntem în afara zidurilor orașului, în cartierul românesc, cartierul Șchei. Aici este casa imnului național. Aici, în Șcheii Brașovului, la Biserica Sfântului Nicolae, a răsunat prima dată imnul Deșteaptă-te Române în luna mai a anului 1848, fiind cântat de unul dintre cei mai talentați elevei lui Anton Pan de Gheorghe Ucenescu. Gheorghe Ucenescu este reprezentat fotografic în vitrină, pictural în colțul încăperii. El e cel care a cântat prima dată imnul Deșteaptă-te Română în luna mai a anului 1848, aici la Biserica Sfântului Nicolae, unde ne aflăm. Despre imnul național, eu presupun că deja fiecare dintre noastre a se reținut că e o variantă cântată a unei poezii, căci cunoașterea imnului național și respectul față de acesta sunt reglementate de Constituție. Noi sperăm ca fiecare dintre colegii noștri să poată intra în legalitate în urma acestei introduceri în atmosferă. Oare despre ce poezie o fi vorba? Cine o fi scris-o? Cum se numește? Oare câte strofe are? Sau cine i-o fi compus muzica? Cineva de pe Mureș. Mureșanu. Mureșanu. Dar cum să o numim poezia, domnule? Cum se numește oare poezia? Ia uitați-vă pe fițuică. Poezia se numește Un răsunet, are 11 strofe, toate de foarte mare actualitate. Și v-am zis, fiecare zi de școală trebuie să înceapă cu intonarea imnului. La prima școală românească încercăm să respectăm legea învățământului, măcar în parțialitatea sa. Noi nu cântăm niciodată la începutul orelor, ci aici, mereu în sala imnului. Așa că picioarele apropiate, mâinile pe lângă corp, spatele drept, așa ca eroii, pieptul în față, avem un piept un nume de Traian, cel mai mare împărat al Romei. Așa trebuie să cântăm mândri că înaintașii noștri au fost mari împărați ai Romei. Patru strofe la vârsta dumneavoastră nu ar trebui să ne ridice probleme. Totuși ar fi foarte bine ca înainte să ne apucăm să cântăm, să stabilim ce facem prima dată, acum ori niciodată. Prima dată dăm dovezi la lume sau croim o altă soartă? Ce facem prima dată? Croim o altă soartă în prima strofă. Abia în a doua ne putem apuca să dăm dovezi la lume ca să putem face o treabă omenește, să nu facem iarăși o cârpeală românească, să cântăm o strofă din două jumătăți de strofe diferite. Regula etichetei spune foarte clar că atunci când se intonează imnul național, ca la biserică, băieții se descoperă, fetele nu. Oare la ce s-o fi putând referi treaba asta? Domnule, de exemplu, la ce credeți că s-o fi referind? Ta-na-na. Trebuie să dăm sens titlului poeziei. Un răsunet. Asta înseamnă că trebuie să cântăm tare, să răsune până la părintele Vasile în biserică. El este bătrân, nu prea aude, trebuie să cântăm tare. Dar atenție, toți odată. Poezia se numește Un răsunet, nu mai multe răsunete. Trebuie să răsunăm într-o singură inimă, într-un singur cor. Ta, na, na, doi, trei și... Deșteaptă-te, Române, din somnul cel de moarte, în care te-a dânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată soiește-ți altă soartă, la care trebuie să se închine
Și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani, acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că astăzi mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când a noastre piepturi păstrăm cu falul nume, triumfător în lupte un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, viață-n libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei preasfânt, și scopul ei preasfânt. Murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Eu cu domn profesor Binișor, trecut peste 80 de ani, nu putem cânta imnul așa, de unii singuri. Avem nevoie de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră să facem să răsune imnul național aici, la adevărata casă a imnului. Data viitoare când veniți, cântăm alte 4 strofe. Ca în câteva vizite, fiecare dintre dumneavoastră până la examenul de bacalaureat să puteți intra în legalitate. Căci cunoașterea imnului și respectul față de acesta sunt reglementate de Constituție. Astăzi ați scăpat de lucrare de control, teme n-au primit numai domnii profesori. Am respectat și legea învățământului, măcar în parțialitatea sa, n-am cântat noi la începutul orelor, cum prevede legea, ci aici, în sala imnului. Asta înseamnă că vă puteți bucura în continuare de vacanță. Să ne vedem așadar la lecțiile următoare, cum deja am stabilit, cu chipuri libere, sănătoși și neapărat cu întrebări pregătite din timp, că școala este prin excelență un spațiu al întrebărilor. Iar de astăzi, la Prima Școală Românească, vă puteți baza pe prezența unui coleg dispus să stea de vorbă cu dumneavoastră. Eu sunt Ioan și o să încerc să fiu mereu un coleg de treabă, ca în măsura posibilităților, împreună stând de vorbă, să putem găsi răspunsuri mereu în acord cu întrebările dumneavoastră referitoare la locul și rolul românilor în mai largul context european în care ne desfășurăm. Este vacanța acum. Vă mulțumim și pe curând, la lecția următoare. Vă mulțumim!